Consiliul Județean Brașov vine în sprijinul personalului medical care se confruntă cu venituri diminuate de guvernul PSD. În acest sens, va fi înaintat un memoriu către guvern prin care se va solicita să se intre în rândul comunității europene pentru ca salariile să fie oferite pe trepte profesionale. Consiliul Județean a încercat să repartizeze sporurile cât mai echilibrat către toate spitalele, în așa fel încât personalul medical să aibă cât mai puțin de suferit. Decizia privind împărțirea acestor sporuri salariale aparține managerilor de spitale. Problemele sunt, în primul rând, date de scăderea venitului net al acestor oameni. Ce iau ei în mână în acest moment? Noua lege din domeniul salarizării pune în mare dificultate Consiliul Județean Brașov. Ca ordonator principal de credite, instituția este obligată de guvern să se încadreze într-o limită de doar 30% pentru sporuri. Este o situație cum nu s-a mai întâmplat. Sunt foarte multe nemulțumiri în rândul salariaților. Sunt peste aproape 700 de persoane cărora li s-a diminuat salariul. Am luat decizia ca toate aceste neajunsuri pe care dânșii se confruntă să le înaintăm guvernului. Pentru ca sporurile să fie achitate integral, fără diminuări, Consiliul Județean Brașov ar trebui să aloce 40% pentru sporuri salariale, situație imposibilă având în vedere noua lege PSD.